de la B1, adică eu cu Teddy, am decis că astăzi este a treia zi în care voi trebuie, puteți, e musai, cum vreți voi, să vorbiți liber. Fraților, rupeți fraților odată tăcerea și spuneți tot ce aveți pe suflet. Acum e o perioadă în care se aleg apele, fără nicio glumă, fără nicio exagerare, fără niciun cuvânt sau o silabă în plus. Da, sunt momentele în care România se află la o intersecție uriașă. Am scris și mi-asum, m-a întrebat ieri cineva, foarte important, nu spun nume, din protipendada țării. Bă, dar de ce scrii tu că vine foamea? Pentru că eu știu că vine foamea. Păi da, mă, Tudore, dar nu e așa că noi, ei, guvernăm, noi facem, băi, faceți. Și dacă nu o să ne întâlnim cu foamea la anul, pe calea victoriei, nu mai spun pe Șușan, Oltenia, care e roșie în continuare. Nu mai spun pe străzi, pe ulițe neasfaltate din comune necăjite. Nu! Vorbesc de calea... Mă, calea victoriei. Dă-mă planul general. Calea victoriei, stimați telespectatori, este această bucată de asfalt care se numea podul Mogoșoaiei pe vremuri. De ce? Pentru că era de lemn, nu era de asfalt. Una dintre principalele artere ale țării ăsteia, pe aici va umbla foamea, fraților. Deci, pe aici, uitați-vă ce vă arată colegul meu, să trăiești, frățiorul meu, directorul meu de imagine. Asta e, mă, calea victoriei pe care umblă foamea. Nu ce mi-a dat mie mesajii guvernoiu, Ion Guvernoiu, aseară. Păi, băi, stai-mă un pic, că noi suntem la guvernare și tu scrii că vine foamea. Păi, da, mă, chiar vine foamea. Ne-am împrumutat și ne împrumutăm într-o disperare fără margini. Pe copiii și pe nepoți nu-i întrebăm bine. Nepoate mea nici nu știe să vorbească, chiar dacă o întreabă cineva, ea înțelege, dar nu răspunde încă. Bă, ce vină au ei? Ce vină au copiii? Ce vină au nepoții? Să aibă miliarde și miliarde și miliarde de euro datorie. Spun asta, am pornit atât de năpraznic pentru că își permit unii să mă întrebe de ce scriu eu pe ecran, de ce scrie B1 în emisiunea mea, adică eu cu Teddy de ce scriem, că nu B1 e vinovat de ce apare jos aici și pe galben, pe roșu, da? Pe negru. Tot ce scrie sub piciorul meu e scris de noi și ni le asumăm, răspundem de ele. Vine foamea la anul pentru că este șomajul în floare. Vine foamea la anul pentru că oamenii nu mai au joburi. Nu mai au joburi, nu mai contribuie la pensii. De ce? Pentru că nu mai au joburi. Nu mai contribuie la pensie, ca să plătim pensiile mărite, trebuie să dăm și anume ce? Telefon la străini. Băi, străinilor, dați-ne și nouă niște bani să ne plătim pensiile în țară. Pentru că noi, clasa politică din România, nu toată, ca să nu mă amendeze CNA-ul, suntem atât de antiromâni, încât în 30 de ani am adus situația în care ne aflăm. Am adus țara și nivelul de trai le-am adus în situația în care, iacătă, sunt. M-ați înțeles? Ca să nu mai dați mesaje la ceas de seară. Bun. M-am înfierbântat? Nu se poate. Eu înțeleg că a face presă este asumarea să ieși așa cum o face mulți, mulți, mulți dintre noi, pe sticlă, cum se spune, și să te arăți cu fățălăul tău și să spui ce crezi și să iei sau să nu iei partea dreptății și a lor de acasă necăjiți. Majoritatea nu o fac. Majoritatea îmbârligă telespectatorii, îi prostesc cu televizorul la comanda șefilor lor sau la comanda banului, țechinilor, da? Eu am privilegiul să pot să spun ce vreau pentru că nici șefii mei și nici banul nu mă pilotează. Mă pilotați voi aia de acasă și, atenție, bunul simț. Nu o iau pe aia cu deontologia, nu mă, bunul simț. Respectul față de meseria mea pe care acum 30 de ani mi-am ales-o și de atunci o servesc curat. Da? Bun. S-a supărat regele Cioabă. A supărat majestatea ta, să-ți dea Dumnezeu și anume, iată-l. Le roi lui-même, Cioabă, the king of gypsies. Iată-l, băi, supărat că i-au ciordit ăștia asul de treflă din buletinul de vot. Brenea Cioabă, sincer, știrea pe care o dăm e din, cum se cheamă, mă, ziarul, că am uitat, Teddy, iartă-mă. Mai dă o dată ziarul, de unde? A? Așa, bră, turnul sfatului, frate, nu orice ziar, presa locală. Dorin Cioabă acuză autoritățile locale de sabotaj după ce i-au 80 de voturi ale alea, asul de treflă n-a fost în cărți. Păi n-a fost, Brenea, regele, pentru că n-ai primit, din ce înțeleg eu, de la etnia matale, n-ai primit dreptul de a candida cu asul de treflă. Puteai să folosești asul de carou, de inimă neagră, de inimă roșie, bă, pe ăla de treflă nu. Și că toți suntem în marea și frumoasa curte a etniei țigănești,
rome, ca să le fac și eu lor ahatârul, care cred că etnia se numește romă, nu. Etnia se numește etnie țigănească. De-aia și marii noștri clasici scriau Țiganiada, nu scriau Romaniada. Da, mă rog, repet, că suntem în această curte excepțional, excepțional populată de bunuțu, bă, fabuloasă, etnia țigănească fabuloasă și nu o spun nimic peorativ, jur. Vă reamintesc, am mai spus în emisiunea mea și mi-asum. A contat, a contat să și vede poate. Am copilărit foarte mult timp, din foarte mare parte din copilăria mea, în apropierea unei șatre de țigani, care țiganii spuneau, nu romi, și care pentru mine a însemnat o cunoaștere și o înțelegere mult mai profunde, mult mai serioase a acestui sânge năvalnic numit sânge țigănesc. Care sânge, care mentalitate, care educație au foarte, foarte multe părți bune. Din păcate, au fost dezbinați și folosiți. După ce au ieșit din sclavie, înaintea negrilor din Statele Unite, țiganii noștri au fost folosiți, din păcate, aiurea și nimeni din etnia lor nu s-a găsit să le fie baci până la adânci bătrâneți. Ei n-au avut un norocul unor lideri care să-i unească. Păi ia, imaginați-vă ce însemnau un milion și ceva de voturi. Unite! Nu jucate la asul de treflă seara, la ceas de seară de diversi bulibași, vai steaua și pământul lor, cum s-a întâmplat 30 de ani. Diversi bulibași, diversi nei ca nimeni. Diverse staburi inventate au judecat voturile ăstora săraci. Vai de mama, de-aia copiii lor merg în puța goală, până țărână, până curte și nu înțeleg absolut nimic nici când ar fi trebuit să fie în clasa 6. Sunt încă pe câmp cu oile. De-aia. Hai să mergem să vedeți apropo de copiilor. Hai, dă materialul cu sunet. Bă, vă puteți imagina că toată presa română... Eu am vrut să evit subiectul, l-am avut de acum două zile. Uitați-l, dă-l cu sunet un pic. Dă-mă cu sunetare. O să dați distribuire. Uitați-i aici, lumea, speriați copii. La școală speriați copii. Animalelor. Dați drumul la... Băi, oameni buni, materialul nu știu de ce i-ați luat sunetul, n-am înțeles că el are permanent sunet. Lăsați-i sunetul sus, că e foarte important. Uitați ce spune. Ce se întâmplă. Așa, nu v-am spus eu să tăia sunetul. Mugen, ăla e important. Agricol. Acel cetățean care pe Facebook... La școală. Ăsta e un fel de apel la 112, apel fals, a venit acolo poliția. A venit toată lumea, au venit responsabili de la protecția copilului. De ce? Acasă, cum pentru că niște chiulangii, niște copii au chiulit și ca să găsească motiv să chiulească, s-au dus acasă la familiile lor extrem de înțelepte și de culte în creieri și le-a spus, mamou, mou, ordei, mou, te dau duma. Adică vin o mamă să-ți spun ce s-a întâmplat. Ăla, ce e, mou? Păi ne-a făcut vaccin anticovid. Și s-a dus Tasu, care are cultură în creier mare de tot, mare de tot. Și uitați ce a făcut. Materialul e vechi, eu n-am vrut să-l fac, dar am văzut că toată lumea l-a tratat într-o manieră absolut abjectă, manipulatoriu. Nu, trebuia tratat ca fiind o alertă națională, manipulatorie, panicardă și în condiții de pandemie extrem de periculoasă, pentru că mulți tâmpiți, mulți oameni care nu înțeleg absolut nimic din ce văd la televizor, unul dintre ei îmi este amic și m-a întrebat, bă, da, de ce tu nu vorbești de faptul că ăștia înghiresc copiii ca să-i injecteze? Și a spus, bă, pe lângă faptul că n-ai decât doi neuroni, ei sunt supărați, s-au certat de la ceva neuronii tăi și nu fac sinapse, bă, băiete, nu comentează unul cu altul. Vaccinul COVID nu s-a inventat pe planetă, ce spune ăsta în material nu există, mă. E în fază de laborator, se testează încă pe maimuțe, iar în imagini sunt copii. Bine, deschidem telefoanele, aveți acele șa sub al treilea, 1, 2, 3, al treilea nasture, aveți numerele, sunați fraților și spuneți, rupeți tăcerea, spuneți ce vreți legat de viața voastră, alegerile din România, viitorul în anul 2021, nu viitorul peste 50 de ani, că nu ne interesează, nici nu mai apucăm, mulți dintre noi. Nu că murim de bătrânețe, nu-l apucă nici copiii, care în mod normal ar trebui să-l apuce, pentru că foamea va secera, poate nu la anul, dar peste 2-3 ani va fi iureș mare. Bună ziua! Salut, Ioane, la Arad ești în direct. Bună ziua, domnule Barbu. Te ascult cu drag. Domnule Barbu, sunt pensionar, am 76 de ani. Mulți înainte.
Ceea ce fac politicienii noștri este bătaie de joc. De ce? Țării. De ce? Păi în primul rând, aici o iau cu ceea ce, să zic așa, m-ar interesa și pe mine, cu legea pensiilor. Nu, Ioane, no, hai, zi de legea pensiilor, pentru că e subiectul oarecum electoral. Dar vă rog cei de acasă, nu intrați să vorbiți fiecare ce vă taie și anume capul. Astăzi, ca eu și nu vreau să spun că mă nemulțumește, mai mă este că este prost făcută. Da, dar de ce? Deci, dar de ce? Va crea discrepanțe și mai mari între cei cu pensii mici și pensii mari. Trebuia să o facă altfel, trebuia să zică că toată lumea primește pensia socială și de acolo să dea un după punctaj o anumită sumă. Păi, dar eu te întreb așa, fii atent, Ioane, ca să plătească statul român pensiile actuale, nemărite, până la 1 septembrie. E clar, se împrumută. Păi e întrebare acum că te văd om deștept, om cu 70 ceva de ani de viață. De unde dracu, Doamne, iartă-mă, într-o țară sănătoasă la cap, care se împrumută 3-4 miliarde de euro anual ca să plătească pensiile nemărite, de unde se le mărește, întreb eu, de vreme ce, atenție, Ioane, 500-600 de mii de copii și-au pierdut locurile de muncă, deci nu mai contribuie la pensii în România. Răspunde-mi tu. Domnule Barbu, pensiile erau greu de plătit și în condiții normale. Așa. Dar dacă, de exemplu, nu se impozitează firmele străine, se este o evaziune atât de mare, este normal că nu sunt fonduri. Asta e de discutat. Aici e de discutat. Păi nu e de discutat. Eu vă spun, la un moment dat a spus ieri o întrebare... Pe cine, cuiva, pe cine ar pune prim-ministru? Da. Păi eu vă spun de toți oamenii politici, pentru că și Remus Borda e un om politic fiind deputat la ora actuală. Da. Dom'le, eu l-am urmărit pe omul ăla înainte de alegerile care au adus la puterea actualul parlament, să zic. Da. Dom'le, a fost singurul om care a venit cu o viziune asupra țării, care a spus cum marile firme străine nu plătesc impozit pe profit. Cum suntem furați la... Atenție mare, fii atent aici, ca să nu vorbim lucruri care da. Pot să ne aducă ție sau mie să fie defavorabile. Nu e vorba că nu plătesc impozit pe profit, e vorba așa. Eu cred că ce vrei tu să spui se referă, mă contrazici tu dacă greșesc, la faptul da. Că foarte mulți străini repatriază în mod... Exact, clar, repatriază da. Mulți bani din România la ei acăsică, ocolind bugetul țării ăsteia. Exact. Așa da, bravo. Exact. Bine, și dacă ai pune premier în România, pe cine ai pune? Uitați, eu l-aș pune pe acel domn Remus Borza. Bravo, tată, l-ai pune pe Remus Borza și l-ar susține mama lui Ștefan cel Mare. Aici e problema. Păi nu mai dați mă soluții de-astea aberante, că de-aia se duce țara păi în cap. Păi vedeți că noi nu mai suntem un popor, noi suntem o populație. Băi, ascultă-mă, noi când eu eram, fii atent aici, când noi doi, tu erai tânăr și eu eram copil. Da. Formula 1 avea niște vedete precum Emerson Fittipaldi, exact. Clay Regazzoni și alții, da? Da. Bă, băiete, și eu visam când eram copil, în București, noi, în Dămăroaia la mine, visam să devin pilot de Formula 1. Numai că în România singurul lucru care s-a făcut cu motoare cu 4A erau carturile, frate, și aveam niște roți de roabă. Mergeam pe cartă, aveam 11-12 ani, conduceam mașină cu motor de mobră, aveam motor de mobră. Dar era cart, mă, băiete. Eu visam noaptea că sunt pilot de Formula 1. M-ai înțeles? Nu există în România și nu va exista niciodată. România nu poate avea. Acum a făcut un circuit foarte tare, fie Țărna Ușoară, Sechelariu, la Bacău, un circuit de karting de Formula 1, de la karturi. Bine, mersi mult, Ionică. Da, zi. Bun, dacă ieri vreau să vă pun câteva întrebări. Nu mai, așteaptă și alții. Mersi mult. La Cluj, Mărie, să rămână. Bună ziua! Sunt foarte surprinsă că am reușit să vă prind. Foarte mai bine. Întâi, felicitări pentru emisiune. Se opresc total, așa. În primul aspect, dacă s-ar putea schimba ceva prin vot, nu ar mai lăsa să votăm. Mai zi o dată, Mărie. Dacă s-ar putea schimba ceva prin vot, nu ne-ar mai lăsa să votăm. Asta e ca un moto de carte. Ăsta este, atât. Cum se cheamă, titlul, ăsta, ce spune Maria, cu să-ți dea Dumnezeu sănătate, Măriucă. Ce a făcut acum Maria se cheamă headline. Se cheamă manșetă, manșetă tare de ziar. Autorul, sincer să fiu. Cum? N-am reținut exact autorul. Un aspect, al doilea aspect. Te ascult. A, da. Așa, al doilea aspect. Chiar dacă sunt pensionat,
un partid social consideră că sunt doar două categorii sociale, pensionarii și bugetarii. Am fost și pensionar și bugetar, dar nu se gândesc că noi pensionari avem copii, nepoți și strănepoți. Toți acești copii și nepoți și strănepoți plătesc ei aceste împrumuturi care ne revin nouă ca pensie mărită. Nu este posibil. Înseamnă că intrăm în faliment total. Noi nu putem fi ca grecii pentru că nu avem moneda în euro, noi avem în lei. Nu ne poate împrumuta nimeni. Absolut. Mersi frumos, Măriucă. Mersi mult de tot pentru vorbele tale și pentru înțelepciunea cu care le-ai spus și cu, mai ales cu înțelepciunea cu care le-ai gândit și apoi acuratețea cu care le-ai spus. Bravo, fată. Mergem mai departe. Bună ziua. Să trăiască domnul Arbu. A, să trăiești, Gheorghiță. Ce faci, tată? Ia, mă uit la televizor, mă uit la dumneavoastră, îmi pare foarte bine că vă aud și vă felicit pentru emisiune și B1. Dar, domn Barbu, vă rog să nu mai criticați România TV și Antena 3. Niciodată, ce Doamne, ne făceam noi fără aceste două televiziuni? Mai aveam noi președinte pe Năstase, pe Geană, pe Ponta și pe Firea, primăriță de București. Spuneți dumneavoastră, eu le felicit aceste două. Astea ne ajută să scăpăm de... Pentru că ei cred că lumea e proastă. Doamne, foarte bine faceți România TV și Antena 3. Bravo, Gâdea, bravo, Mircea, bravo, mai ales Peleanu. Îl felicit, domne, ce-o făcut aseară din Firea haramul haramului. Haide, capul meu, eu dat șase... Te rog frumos să nu mai... Te rog frumos să nu mai suni, să nu mai suni la mine în emisiune să faci lobby pentru concurență. Păi tu ai sunat la mine să lauzi Antena 3 și România TV? Nu, să nu-i mai criticați. Când baie dispar. Gheorghiță, glumeam, tată. Ai spus pentru cine are creier și pentru cine are urechi. Mă rog, exact, îi urechi. Bravo, exact, tată. Ce ne-am face? Zi, mă, auzi, Gheorghe, n-am apucat să te întreb. Dacă votul tău ar fi votul de aur, pe cine ai votat premier după alegerile de Sfântul Nicolae? Băsescu, fără probleme. Băsescu, fără nicio discuție. Pe cine? Băsescu, fără nicio discuție. Păi n-are, mă, partid. Băsescu este... Nu contează. Pune premier, domne. Ăsta și adună. Domn Barbu, ăsta și adună oamenii în înghelă, cu ăsta nu te-ai toți. Nu vin lângă mine, stai, tată, că ți-aduce ce trebuie ca să vii lângă mine. Nu discutăm, ori facem țara la punct, ori nu discutăm. Da, tate, mersi mult de tot. Gabriela Firea vrea să candideze la parlamentare și nu Aoleu, bravo, bătedii, bravo. Uitați-vă puțin, nu exclude Gabi Firea, corect. Nu exclude, fiți atenți că devine întrebarea emisiunii. Bă, foarte tare, bravo, Teddy. Nu exclude doamna Firea, soția domnului Pandele, să candideze pentru șefia statului. Ar putea fi prima femeie din istoria României de 2000 de ani, de când suntem pe aceste plaiuri. Prima femeie președinte ar putea fi Gabriela Firea de la PSD. Fii atent. Întrebarea mea, am și scris-o undeva, dar am uitat de ea. Mă, cum vedeți voi o finală a presei? Unde e pe ecran acum că nu bat până acolo? Nu e. Băi, fraților, o finală de ziariști. Rareș Bogdan, Gabriela Firea, finala din 2024 pentru Cotroceni. Ar fi și așa. Ardealul contra Moldova. Păi, Gabriela Firea e moldoveancă, adică să nu vă imaginați vreo secundă. Este venită la 17. Eu o știu pe Gabriela. Uitați-vă. Finala prezidiat. Bravo, Teddy! Surprise! Teddy mi-a făcut surpriză. Cartonul ăsta nu-l văzusem deloc. Oameni buni, doamna, pe care, repet, o știu de când a venit în București, la vreo 6-7 luni după ce a venit la Radio Contact, postul de radio unde a lucrat, din câte știu eu, prima oară, și credeți-mă că știu binișor, postul lui Tăricianu. Vă puteți imagina că doamna din imagine a fost angajată, nici 18 anișor cred că n-avea, angajată lui Tăricianu. Tăricianu în sensul că e cu motoarele. Finală cu domnul care reprezintă partea cealaltă a munților, Ardealul, Transilvania. N-ar fi o finală interesantă? Apropo, gândiți-vă și la această temă de dialog, pentru că tot am deschis... Cum e, mă, prezentul simplu la am deschis? Teddy, la am deschis. Deschisei! Bravo, deschisei! Microfoanilii, telefoanilii sunt libere. Lucica, ești în direct în București. Apropo, Teddy, să-i mai dai și pe ceilalți. Asta e perechea la de bine. Perechea de bine, mă, viitoarea finală. Posibilă finală. E perechea asta, mai dă o dată. Perechea asta. Mai avem un carton cu frații Petreuș și sintagma pe care mi-o asum, frate, n-are
nicio legătură. Foamea de multe ori era stăvilită, foamea aia mare, profundă, de pe vremea anilor de final ai lui Ceaușescu, era și cu pungulițele care se chemau doi frați Petreuși, sau frații Petreuși la pungă. Erau doi pui. Poftim? Erau doi pui în pungă. Da, mă, doi pui erau în pungă, corect. Lucică, fii atent, Lucică, fii atent aici. O întrebare da. Direct. Ce am scris pe ecran pentru ei doi s-a terminat, e valabil sau nu? Ha, ei sunt duși de mult. Dar poporul ăsta l-a înțeles că ei nu mai sunt oameni politici. Bine, mergem mai departe, te ascult, Lucică. Așa. Ce să spun, în privința luptei între Rareș Bogdan și Gabriela Firea... Bravo. Va câștiga Rareș Bogdan 100%. Dar e posibilă finala în opinia ta? Apropo, să spun ceva, au fost și colegi. Noi doi? Am lucrat în presă, ne știi foarte bine, erai în senat când veneam să-ți fac fotografii. Când ne aude, mă. Cum? Ai rămas șocat. Nu am rămas, uite, vreau să întreb ceva, că tot ajunserăm, cum se cheamă, fără să ne propunem în direct. Da. Ți s-a părut că am fost un senator care nu merita să fie fotografiat de tine? Ba, nu, ferească Dumnezeu, ai fost un senator care a știut ce a vrut cât ai fost în senat. Toți senatorii pe ăștia care făceau poze, vă cinsteau, vă dădeau, vă antamau, hai fă-mi și mie o fotografie, vino ca să mă vadă și pe mine în colegiu. Te-a rugat eu vreodată să-mi faci vreo fotografie? Nu, eu ți-am făcut fotografii că aveam nevoie la ziar, lucram la ziua atunci. Bravo! Bravo! Ca să audă și lumea. Lucică, zi-mi, te rog frumos, votul de duminică în opinia ta... care ești și gazetar la bază. Ce să zic, că nu te mai aud. Adevărul, bă, despre votul de duminică. Ce gândești, ce simți, ce vrei? Ce să zic, a fost un vot făcut, ca să zic așa, într-un fel la preznar. La fiecare a votat după cum l-a dus mintea. Iar la noi, în România, nu avem un lider politic și nu avem nicio perspectivă a unei gândiri de viitor. Cum n-avem, mă, lider politic? Îl avem în primul rând pe Iohannis, în al doilea rând pe Ciolacu, pe Orban, pe urmă pe Ciolacu. Cum n-avem? Aștia nu sunt lideri politici. Un lider politic e omul ca, după care vin toți ca să... Bine, fii atent acum întrebare, că ai reușit să mă enervezi. Ia, alege tu un lider politic și spune-l în direct. Uite, bă, Tudore, nu avem. Am zis că nu avem. Păi și ce facem, mă? Lăsăm țara fără lideri? Păi nu, îi avem pe ăștia care sunt oameni politici. Ei nu sunt lideri. Ceaușescu, un lider adevărat, Lucică, ultima întrebare. Un lider adevărat, lasă-mă să spun. Așa? Ăsta, Napoleon, una parte. Gata, bă, închideți-i lui Lucică telefonul. Gata, închideți-i telefonul că deja a luat o raznă. Lucică, iartă-mă. Iartă-mă, frățiuer. Cum Napoleon, mă? Păi dacă mă duci la Napoleon, cine știe unde ajungi? Că de la 1800 la 1900 nu era decât un an. 100 de ani. Te rog eu. 100 de ani erau diferență. Și cine știe unde ajungem, la ce lideri îi nominalizezi. Bună ziua! Nicolae, salut! Hai, noroc, Nicule! Vă salut! Aici e o problemă. Dacă John a reapărea pe scena politică la... în rolul de viitor președinte, poporul ar privi cu ochi pozitivi. Indiferent cât de mare ar fi mâncătoria, pentru că dacă n-ai mâncătorie, nu poți să răzbești. Că totul s-a mers pe mâncătorie. Mamă, vorbă multă sărăcie. Tu vezi posibilă finala pe care ți-am propus-o eu așa aproape utopic, zic eu. Da, nu se știe niciodată. O vezi posibilă și dacă da, cum o comentezi în două fraze? Atât. Da, cred că va fi cineva de la USR cu cineva de la PSD, de asta sunt sigur. Firea a pierdut cu acel cuțit în spate. Cum mă de la USR, de la Nicolae? Nicu, cum mă de la USR? De la USR va fi în finală? Cineva de la USR cu cineva de la PSD, presupun eu. Și va fi o alianță poate chiar imposibilă PSD-PNL contra USR. E posibil și asta, de ce să nu tragem și concluzia asta? Foarte tare asta. Asta foarte tare, Nicolae, te felicit. Asta foarte tare. Mi-a mai spus cineva că lucrurile se pot duce către o reluare a acelei malformații numită USL. Alianța dintre... Firea a pierdut alegerile în București din cauza rubedeniei.
cu Robert Necoință, pentru că ăsta i-a băgat cuțitul în spate, ori a fost obligat de niște dosare penale, ori ceva s-a întâmplat, pentru că Băsescu Nicolae, îți cam pare rău că a pierdut firea. Deci a luptat Băsescu de partea lui Firea împotriva lui Nicușor Dan, ce n-am văzut. Eu de rușine aș fi plecat în locul lui Nicușor Dan de la primăria capitalei, pentru că ce a făcut Nicușor a fost mult mai ușor și mai simplu decât ce-a pățit Nicușor Dan de la Băsescu. A fost ceva groaznic ce s-a întâmplat. Bine, mersi mult, Nicolae. Mersi mult, mergem mai departe. Aici, să știți, Geta Sărumâna, la tine vin imediat. Vreau să fac o precizare. Ca să nu credeți că nu l-am contrat pe Nicu pentru că aș fi de acord cu el. Eu nu cred că Traian Băsescu a urmărit doar să o ajute pe Firea. A urmărit, în opinia mea, să își salveze pe ultima sută de metri partidul, care se ducea de râpă dacă nu candida domnia sa la București. Că efectul candidaturii domniei sale, efectul, nu scopul, nu incipienta decizie, nu, efectul dramatic al candidaturii lui Traian Băsescu a fost fix ce spune Nicu. A ajutat-o pe Firea, pe dacă nu era Traian Băsescu, cele 10%, 11% aproape ale dânsului, hai că nu toate, dar într-o proporție covârșitoare se duceau la alianța PNL-USR, că erau voturi de dreapta. 1. Deci sărea, se ducea spre 50% singurel, ăsta Nicu, cum îl cheamă, Nicușor. Se ducea fix la 50%, da? Iar povestea cu primăria sectorului 3 și cu, cum îl cheamă, Negoiță, da, este o analiză pertinentă. Adică domnul maestru Cristoiu e pistol cu apă pe lângă, cum îl cheamă, Nicu. Da, a făcut o analiză în două vorbe absolut corectă. I-a băgat doamnei cuțitul, doamnei candidat, posibil candidat la prezidențial, i-a băgat cuțitul în spate. Zang! Ia-l pe ăsta. Sectorul 3, în contextul în care procentele au fost aproape 4 distanță, făcea... Doar atât, sectorul 3 făcea ca Firea să fie din nou primarul capitalei. Bine, bună ziua, sunteți în direct. Geta, bună te ascult. Ziua. Da, Geta. Bună ziua. Vreau să-mi spun părerea în legătură cu... Te rog. ...voturile de acum. Te rog. Eu sunt pensionară, sunt în vârstă și vă spun, domnul Barbu, cu cea mai mare sinceritate, că sunt uimită de procentul mare pe care încă îl mai primește PSD. Am îmbătrânit, stând prin piețe și nu pot să cred că românii încă nu se trezesc. Nu știu ce vor face cei care au câștigat acum. Mi-este foarte teamă că încep să se bată pe ciolan și că uită de popor așa cum au uitat toți. Spune-mi, Geta, tu crezi, două întrebări am, prima. Crezi că PSD-ul poate fi reformat? Adică poate să vină cineva care să... Atenție, e nevoie, oameni buni, stimați telespectatori. Discuția mea cu Geta are la bază o nevoie stringentă a acestui popor. Ca pe partea stângă, acolo unde acum activează preponderent PSD-ul, mai sunt câțiva limbrici care să pretind că ar fi de stânga, n-au nicio treabă. PSD-ul e partidul de stânga. Acolo trebuie un partid pe care oamenii să-l considere frecventabil, să-l considere de perspectivă în sufletul românilor și în nivelul lor de trai. Întrebare, Geta, prima, există șansa, în opinia ta, reformării Partidului Social Democrat? Dați-mi un motiv să cred asta. Dați-mi un nume din PSD care mie să-mi dea speranță că este om cu un gram de morală care că nu are niciun interes personal. Întrebarea ta, dacă aș lăsa-o fără răspuns, ar însemna că n-am niciun nume și niciun răspuns. Nu e adevărat. Sunt foarte mulți oameni în PSD care sunt indubitabil oameni de valoare, oameni curați, oameni cu ținută morală și cu o carieră ireproșabilă. Sunt mulți, Geta. Păi crede. Cei care sunt în față, care din toată... Acolo în față, știi cum e, Geta? În față, în PSD cel puțin, e greu să ajungi, pentru că n-ai loc de Dragnea, n-ai loc de Năstase și echipa lui, n-ai loc de echipa lui Joană când era Joană, n-ai loc de mulți, nu vreau să mai dau nume. N-ai loc, domnul, dar să știi că în PSD, ca de altfel în orice partid, există și oameni indubitabil valoroși, curați, care își doresc binele țării înaintea binelui PSD-ist sau liberal sau udemerist. Crede-mă. Domnul Barbu, v-am spus că am îmbătrânit. Nu vă mai aud. Da, noi te auzim.
am îmbătrânit și am sperat pentru copiii și nepoții mei că voi trăi o zi în care să zic eu mâine o să mor și copiii mei vor trăi bine mersi în țara asta. Eu nu mai am nici o speranță. Și să vă spun, oamenii cu moral, eu am votat cu Rațiu în 90, cu Petamosca, cu Băcanu. Acești oameni morali și-au dat seama că sunt într-o mocirmă și s-au retras. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Teddy, hai să căutăm și alte ofuri, că pe ăsta l-am învățat cu domnișoara, cu doamna în roz, nu știu, doamna în roșu, știu cine e, Cristina Trăilă e. L-am învățat pe de rost pe ăsta. Hai să schimbăm, că avem o grămadă în server, avem o grămadă de imagini cu alegerile. Mergem la Târgu Mureș, da? Eugene, salut, da, ești în direct. Da. Aș vrea să mă refer doar la o finală Firea Rareș. Cred că doamna Firea ar avea același succes care l-ar fi avut la alegerile astea dacă nu candida Băsescu. Asta e o părere. Doi, sunt în pragul pensionării și cred că majorarea cu 40% a pensiilor va fi un dezastru național. Stai un pic, Eugene. Nu trece așa de repede, că ai lansat o bombă, și când vezi că explodează, pleci. Mai zi o dată, dacă ar candida, deci, crezi că la o finală prezidențială în 2024, Rareș Bogdan Gabi Firea, doamna Firea ar avea aceeași șansă care ar fi avut-o acum la alegerile pentru primăria municipiului București, dacă nu candida domnul președinte. Stai un pic la telefon, dă-și mie imaginea din plasmă în emisie puțin. Oameni buni, aveți imagini de la Ministerul de Finanțe, să mergem un pic până acolo, Nicu Șordan. Da. Pe termoficare există o soluție pe termen mediu, în sensul că trebuie să înlocuim rețeaua principală, 1000 de kilometri, din care s-au înlocuit 1 sau 2. Pentru asta există bani europeni, care încă n-a fost semnat contractul cu Uniunea Europeană, în sensul că s-a depus aplicația și urmează ca Uniunea Europeană a cerut clarificări și urmează să terminăm această chestiune. Și cu banii pe care îi luăm să începem efectiv să înlocuim conducte cu noua tehnologie. Când veți începe efectiv să înlocuiți conductele? Păi nu putem mai devreme de primăvara asta. Asta e clar. Și acum, și în această situație, avem o problemă de urgență care vine iarna asta. După cum știți, LC nu a comunicat că din cauza că nu s-au făcut reparații în cursul acestei veri, cantitatea de apă pe care ei trebuie să o introducă în rețea este de 3 ori mai mare decât în 2016 și se apropie de limita de la care nu se mai poate. Deci în momentul ăsta sunt la 2,2 tone și de la 2,5 tone în sus nu se mai poate. Deci noi trebuie să facem, din momentul în care ajungem acolo, trebuie să facem un management de avarie. Asta înseamnă să avem pregătite materiale pentru intervenții de urgență, să avem pregătite echipe pentru intervenții de urgență și să avem pregătite detectoarele de avarii care să facă astfel încât oamenii să se ducă precis la locul în care este avarie și în paralel să facem o informare corectă a oamenilor care sunt afectați. Asta este ce putem să facem iarna asta. Adică o să fie sute de avarii, nu putem să le evităm. Totul este să intervenim cât mai repede pe ele și să spunem onest publicului celor afectați cât timp durează. Ați văzut glumele de pe net? O parte dintre ele. Știți, noi românii suntem foarte... Cum ați reacționat? Bineînțeles, am râs. Asta e... Ce se întâmplă cu proiectele Gabrielei Firea pe care le-ați criticat? Acel program prin care donatorii de plasmă primeau aproape 1000 de euro. Alte proiecte prin care primeau analize gratuite. Sunt proiecte care au grevat bugetul capitalei. Le păstrați? Deci, în primul rând, că acele proiecte care sunt ilegale vor înceta. Proiectul privind stimulentul pentru donarea de plasmă este ilegal, pentru că și în România și în Uniunea Europeană să stimulezi financiar pe cei care donează sânge este ilegal. De ce este această politică? Pentru că încurajezi astfel oameni care nu sunt neapărat sinceri și pot să pună în pericol pe cei cărora le donează sânge. Deci, din acest motiv,
acest program va fi stopat și, bineînțeles, vom încerca să stimulăm oamenii să doneze gratuit sânge plasmă pentru vindicarea altor oameni. Subvențiile în parteneriat. Subvențiile vor fi tăiate? Nu, 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 am spus asta. Deci oriunde în lumea civilizată există o subvenție pentru transportul public, pentru că asta duce la o reducere a poluării, și în ceea ce vește subvenția pentru termie, nu poți să pui oamenii să plătească pierderile pe care tu singur, ca autoritate publică, le faci în rețea. Cum vedeți deciziile BEC? Înțeleg că la sectorul 1 nu se mai numără voturile, se renumără în schimb la sectorul 5. Sunt chestiuni tehnice, în orice caz, ce poți... Sunt chestiuni tehnice pe care nu vreau să mă pronunț, pentru că nu am urmărit cu mare detaliu ce s-a întâmplat acolo. E vorba de partidele care au avut observatori în fiecare secție și care știu mai bine decât mine ce s-a întâmplat și în secție și în drumul dintre secție și birou electoral. Ce pot să spun este că au fost nereguli la aceste alegeri locale. Nu sunteți de acord ca voturile să fie renumărate? E o decizie tehnică pe care fiecare din partidele care au participat la această alegere trebuie să o justifice și biroul electoral să ia decizia și, bineînțeles, mai departe, dacă vreunul din partide este nemulțumit, poate să se adreseze instanței așa cum prevede legea electorală, dar eu nu vreau să intru subiectul ăsta pentru că nu am toate datele. Dar ați vorbit cu doamna Clotilde Armand? Nu am vorbit. Nu am vorbit, deși suntem parteneri în această chestiune. Ce pot să spun este că... Unul, că au fost nereguli, pentru că sunt multe buletine de vot în care un partid a luat, o să dau un exemplu, 150 de locuri la Consiliu, 150 de voturi la Consiliul Local și 20 de voturi la Consiliul General, ceea ce e clar că nu se poate. Dincolo de asta a fost acea publicitate în timpul campaniei electorale făcută de primari în funcție pe care s-a pronunțat biroul electoral municipal în ultimele zile, dar nici după acea decizie publicitatea n-a încetat și a fost și o campanie de telefoane mincinoase care la fel e interzisă de legea și de legea electorală. Nu își dorește renumărarea voturilor în cazul în care totul ar fi fost ok. De ce să nu își dorească așa ceva? E o întrebare la care trebuie domnia sa să vă răspundă, pe repet. Eu nu am datele tehnice necesare pentru a mă pronunța în locul domniei sale, nici a partidului pe care îl reprezintă. Mizați pe un parteneriat cu guvernul în privința obținerii unei finanțări pentru termoficare? La această întrebare prefer să răspund când ieșim după discuția, pentru că e întrebarea esențială care justifică vizita noastră aici. O să răspundem când ieșim la chestiunea. Cum arată bugetul capitale? Există un risc de faliment, așa cum s-a susținut? Foarte probabil. Informația pe care am dat-o, că s-au cheltuit 4 ani bugetul pe 5 ani, adică datoria curentă este de aproximativ un buget, este reală. Dar datele astea o să avem o estimare prealabilă aici și un răspuns real în momentul în care vom fi în primărie. Care va fi prima schimbare pe care o vor vedea bucureștenii odată ce dumneavoastră veți prelua funcția de primar general? Prima schimbare este schimbarea simbolică, deschiderea ușii mari a primăriei. Care înseamnă că bucureștenii trebuie să știe că primăria este a lor și că, prin urmare, intră pe ușa lor, în primăria lor, pe ușa principală, da. Dar ceva concret, palpabil? Dincolo de începerea tuturor procedurilor pentru marile probleme pe care Bucureștiul le are, termoficare, trafic, poluare, o să vedeți niște demiteri de oameni din aparat, pentru că dacă oamenii aia au încălcat legea și instanța a decis asta, evident că nu putem să continuăm cu ei. Schimbați toți șefii din companiile municipale și desființați vreo companie municipală? Este o decizie pe care o să ia Consiliul General.
acordul politic la care ne-am angajat vizează desființarea marii majorități a companiilor municipale. Desființare. Și de rămas care vor rămâne? Cine preia atribuțiile? E obligatoriu ca termoenergetica să rămână, pentru că este cea care a preluat atribuțiile RADET și cea care se are delegat serviciul de termoficare. Există și oameni și contracte în curs care, în optica mea, trebuie să vină și oamenii și contractele să fie preluate de administrațiile din care aceste companii de fapt au plecat. De câți bani aveți nevoie pentru termoficare? Care este estimarea acum? Pe termen mediu, să înlocuiești 1000 de kilometri de conductă principală, te duce undeva la 1,2-1,4 miliarde de euro, din care disponibil fonduri europene în momentul ăsta sunt 280 de milioane. Dacă putem să facem în cei 3 ani și jumătate care vor rămâne din primăvară până la sfârșitul anului, dacă facem 300 de kilometri, e ceva realist. În continuare există alte fonduri europene care pentru termoficare pe noile exerciții financiare. Dar asta e o operațiune destul de greoaie și de lungă durată, schimbarea țevilor, și se vede că s-a încercat și în acest mandat cât de cât. Ne puteți spune atunci dacă aveți în plan și o altă măsură prin care bucureștenii să aibă apă caldă? Specialiștii vorbesc despre niște centrale pentru fiecare bloc în parte, de pildă. E o chestiune în scară. Deci poți să pui centrală de apartament, poți să pui centrală de bloc, poți să pui centrală de quartal sau poți să pui mari centrale la marginea orașului, cum ne avem noi. Deci este o chestiune graduală între aceste două soluții maximale. Nu se poate să punem, din două motive evidente, nu se poate ca fiecare bucureștean să aibă propria centrală. Pentru că, unu, trebuie redimensionată rețeaua de gaz și asta spune Distrigaz, ia 10 ani, ani pe care noi avem. Și doi, foarte important, centralele de apartament poluează și nu ne permitem să poluăm suplimentar Bucureștiul, dimpotrivă trebuie să eficientizăm sistemul centralizat. Pe de altă parte, și soluțiile astea de bloc sau de quartal au cumva aceleași probleme, în sensul că trebuie o dimensionare suplimentară a rețelei de gaz, care durează și costă, poluează și ele, chiar dacă mai puțin decât centrale individuale, și trei, nu poți să faci eficiență energetică cogenerare pentru că nu ai rețeaua electrică care să spreia curentul electric pe care tu l-ai produce. Deci sunt niște chestiuni logistice care pentru care singura soluție rezonabilă este să rezolvăm sistemul așa cum este el. De-a lungul timpului, în cei 4 ani de mandat ai Gabrielei Firea, foarte criticate au fost târgurile, festivalurile, târgurile de Crăciun, spre exemplu, și de Paște. De această dată vom mai avea parte de astfel de târguri? Au fost niște... Cum să spun, dacă ai doi copii la școală și nu ți ajung banii, nu te duci în vacanță în Dubai. Cam asta e ce trebuie să facem. Noi suntem într-o situație economică dificilă și trebuie să direcționăm banii acolo unde sunt urgențele. Și urgențele sunt în chestiune fundamentale, care sunt traficul, poluarea, termoficare. O să mai vedem luminițe? Instalații de Crăciun, orașe. E posibil să avem târguri private, dar să alocăm bani din partea primăriei pentru astfel de evenimente, foarte puțin probabil. Să mai avem capitala împodobită, concertele cu care eram obișnuiți. Foarte puțin din aceste lucruri, fără îndoială. Pentru că trebuie să ducem banii către chestiunea esențială. Ok, așteptăm. Și cu ministrul de finanțe, da. Deci, care cam cât trebuie să mă duc? Cred că trebuie să-l Da, ne-am întors în platou. Nicușor Dan, primarul ales al capitalei, precum și premierul României, domnul Ludovic Orban,
intră sau au intrat pe ușa Ministerului de Finanțe pentru a merge la o întâlnire cu ministrul Câțu, unde, după cum ați auzit, se vor discuta în primul rând finanțările în parteneriatul pe care Nicușor Dan și Ludovic Orban îl vor avea în folosul ăstora 2,5 milioane de bucureșteni care au atât de multe probleme nerezolvate. 2-3 esențiale au fost abordate în aceste interviuri pe stradă. Bă, dar slabi reporteri avem, bă, l-a întrebat una dacă s-a uitat la glumele de pe net. Doamne, plasma, bă, sunteți cu capul. Angajați, bă, reporteri de teren măcar care să înțeleagă ce au de făcut în viață, nu în meserie, că în viață... În meserie, uitați-vă ce întreabă. Îl prinde, l-au prins, era Ravi să-l prins pe primar pe stradă și îl întreabă la glumele de pe net, vă uitați? Cum le comentați? Ieși afară, mă. Ia-ți cartea de muncă, micționează pe ea și pleacă de aici. Rămâneți cu noi, trebuie să luăm publicitate. Eugene, iartă-mă, prieten drag, dacă vrei. E ok. Fii atent cum facem, Eugen. Dacă vrei, stai cu noi până după publicitate... Ok, stau. Așa, frățioare, dar nu, hai facem așa pentru tine. Lasă-i un număr de telefon lui Teddy ca să nu stai toate minutele astea și îți promit eu că te sună Teddy înapoi pe numărul pe care îl lași. Bine? Hai, ne întoarcem la Târgu Mureș cu Eugen. Puțină publicitate, nu puțină, un pic de publicitate mai serioasă, că ne-a încurcat primarul cu publicitatea suficient de rău și revenim la telefoanele cu voi în direct.